Bine ați venit, astăzi o să facem ragu, aici avem toate ingredientele, și o să avem nevoie de circa 900 de grame de carne tocată, eu am aici jumătate de vită și jumătate de porc. Așa, avem nevoie de ceapă eu am pus aici cam 180 de grame, două cepușoare, așa, o să avem nevoie de Țelină 140 de grame. Dar puteți pune și țelină normală de noastră. Eu pun din asta, puteți pune și țelină normală. Așa, 140 de țelină. Aici am un morcovel. Ia să nu dăm pe jos. Am un morcovel care l-am cântărit, care are 110 grame. Așa. O să mai avem nevoie de 600 de grame de suc de roșii, eu aici am cu pulpă, dar puteți pune și sos de roșii, așa, în jur de 600 de grame, așa, piper, aici am vin, 85 de grame de vin, eu am cântărit totul în grame, ca să înțeleagă toată lumea, și uleiul am pus 75 de grame, și sare, și am să dau deoparte, așa. Și o să ne facem ceapa cu morcovul și cu țelina și o să le punem pe foc și apoi ne mutăm pe foc. Așa, le dau aici deoparte și o să le tocăm bine. Așa, acestea. Ia să-mi aduc și un cuțitaș. Așa. O să le tăiem. Eu am să le pun și am să le macin cu un mixer. Așa, și le tai bucăți mari și le pun. Așa. Și am să fac jumătate și jumătate, mixerul meu este micuț. Și apoi o să mergem pe foc să le punem. Așa, și tăiem și aceste tot așa bucăți mari. Deci cine dorește poate să pună și țelină de-a noastră. Așa, și morcovul tot așa îl tăiem bucăți mari. Așa. Așa. Să-l tai așa cu mâna. Așa. Și acum o să punem în aici. Eu am așa un mixer micuț și am să pun o parte, uitați, din ceapă cu morcov. Morcovul tăiați mai micuț, așa ca să nu... Așa. Și punem așa aici și țelină. Și apoi o să punem totul pe foc cu ulei, să undim puțin. Așa. Punem copacelul așa aici deasupra și am să mixez. Și punem și mixăm. Așa. Mixăm și facem mărunțel. Ia uitați cum a ieșit. Acum o să ne mutăm pe foc. Aici eu am o tigăiță. Am să dau capacul deoparte. Așa. Și o să punem puțin ulei. Deci aici am ulei în jur de, am spus, 75 de grame. Eu am să-l pun pe tot. Așa. Mai întâi punem, măcinăm bine și tocăm bine ceapa cu telina și cu morcovul. Și punem așa aici. Am să toc și ce mi-a rămas. Așa, să punem tot. Așa. Și apoi o să prindem focul, vedeți? Punem restul. Așa, care ne-a rămas. Eu pun țelină, ceapă și morcov. Dă un gust foarte, foarte bun la ragu. Și o să undim puțin ceapa cu morcovul și cu țelină.
puțin și acum adăugăm carnea. Eu am aici 900 de grame de carne și o să o punem așa pe toată. O să vedem dacă reușesc să o pun. Așa. Punem toată carnea și amestecăm. Amestecăm bine așa totul, cu ceapa, cu morcovul. Așa. Amestecăm bine, bine și după aceea adăugăm sare și piper. Și dacă aveți plăcere să distribuiți, eu vă mulțumesc din suflet. Acum o să punem puțină sare. Uitați, eu pun așa. Una și două, de cam de două ori. După aceea gustăm și dacă este nevoie mai adăugăm. Puțină sare. Punem puțin piper. Tot așa, ia uitați, cam o linguriță de piper. Avem destulă carne. Atât. Și amestecăm. Amestecăm bine, bine. Așa, bună ziua, bună ziua. Bine ați venit în bucătărie la Camelia. La prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Și cât se face, să repetăm încă o dată ingredientele pentru sosul ragu. Avem nevoie de 900 de grame de carne tocată, mixtă, jumătate de vită, jumătate de porc, 180 de grame de ceapă, 110 grame de morcov, 140 de grame de țelină, eu am pus țelină, frunze și tulpini, puteți spune și țelină normală, ia uitați. Țelină, țelină de-a noastră. Este la fel de bună. 75 de grame de ulei. Eu am cântărit în grame. 85 de grame de vin. 600 de grame de suc de roșii cu pulpă, sau puteți spune și simplu, fără pulpă, doar sucul de roșii. Sare cât este necesar. Piper cât este necesar. Și punem pe foc. Ia uitați. Am pus uleiul, ceapa, țelina și morcovul tocate, le-am undit, apoi am pus carnea, am amestecat bine, am adăugat sarea și piperul. Acum o să adăugăm și vinul, cam așa trebuie să arate când adăugăm vinul. Eu așa fac, dacă doriți să încercați și voi, să vedeți cât este de bună. Aici avem 85 de grame de vin, îl lăsăm să... Așa, și amestecăm puțin, îl punem și lăsăm să se evapore puțin. Așa. Gustați de sare și de piper după ce ați adăugat, ia uitați, adăugăm 600 de grame de pulpă, de suc de roșii cu pulpă. Amestecăm, lăsăm să fiarbă puțin și apoi gustăm de sare și de piper. Așa. Acum lăsăm să fiarbă la foc mic, circa o oră. Dacă e nevoie, mai adăugăm puțin apă. Așa. Ia uitați. Și acum lăsăm, punem căpăcelul. Ia uitați. Eu am acest căpăcel micuț și... când am nevoie să adaug apă, pun așa aici. Și intră cât puțin, de puțin, picătură cu picătură în interior. Ia uitați, începe să fiarbă. Eu îl las la foc mic, pun capacul. Sosul este gata. L-am lăsat mai mult de o oră. Sunt aproape două ore. Am lăsat mai mult ca să vedeți foarte bine cum arată sosul când este gata. Vedeți că s-a ridicat tot uleiul. Acum o să dăm deoparte și... cam așa arată consistența la sosul nostru de ragu. Ia uitați-l. Nu trebuie să fie nici prea moale, dar nici lichid, dar nici prea tare. Cam așa, ca să se umezească foile. Ia uitați-le, foile de paste.